Imaginează-ți o mașină de curse, care dă tururi de circuit, din nou și din nou. Ce crezi că se va întâmpla cu ea dacă nu va opri câteva momente să alimenteze și să verifice dacă totul este în regulă? Majoritatea dintre noi trecem prin zi fără să ne dăm seama cum a zburat timpul și nu zic asta pentru că ar fi neapărat ceva rău, dar revenind la acea mașină de curse, la un moment dat ceva o să cedeze. În episodul de astăzi o să te învăț 3 lucruri practice pe care le poți implementa în viața ta ca să-ți recapeți energia și să scapi de orice sentiment de oboseală. Dar înainte de a începe, lasă-ne un like și abonează-te la canal pentru a ajuta ca acest videoclip să ajungă la cât mai multe persoane. 1. Simte ziua. Lasă-mă să-ți adresez următoarea întrebare. Dacă ai avea tot ce ți-ai dorit de la viață, banii, mașina, casa, cariera, după ce obține toate aceste lucruri, ce crezi că ți-ai mai putea dori? Ți-ai dori să simți mai mult ziua, să trăiești cu entuziasm fiecare clipă, să legi relații puternice cu cei din jurul tău. Pe lângă toate acele cafele și energizante, nimic nu te energizează mai tare decât emoția că trăiești, că poți iubi, că ai în jurul tău oameni care te iubesc, exact așa cum ești tu. Știu, nimeni nu este perfect și este în regulă să fie așa. Fiecare om are ceva special al său. La sfârșitul zilei, ceea ce contează cel mai mult este cât de mult ai simțit ziua și cât de mult te-ai bucurat de ea. 2. Odihnește-ți mintea. Revenind la exemplul cu mașina de curse, dacă nu ar opri să alimenteze, cel mai probabil ar ajunge mai devreme sau mai târziu pe marginea drumului, corect? Exact același lucru trebuie să-l facem și noi, să avem 5 minute libere în care să ne reîncărcăm, să lăsăm deoparte orice activitate pentru 5 minute. Și prin asta mă refer inclusiv la gândurile tale, să nu mai stai ancorat în acea activitate, inspiră și expiră adânc. Lasă creierul să se reîncarce, mișcă-te și dă-ți voie să-ți regenerezi mintea și corpul pentru următoarele 55 de minute. Aici greșesc majoritatea persoanelor, inclusiv dacă iau acea pauză. Stau pe telefon, în social media, e-mail-uri și asta nu face decât să te extenueze și mai mult. 3. Și probabil cea mai importantă, pauzele dese. Studiile privind sportivii de performanță și cele mai de succes persoane de pe glob atestă că în privința productivității și de asemenea nivelului de fericire, aceste persoane iau câte o pauză în medie la fiecare 52 de minute. Oare aceste persoane chiar au nevoie de o pauză? Nu, se reîncarcă. Majoritatea oamenilor trăiesc mizerabil pentru că mereu își spun că o să iau pauză într-o zi, la vară, la anul sau când o să se îndeplinească un obiectiv mai mare. Prioritizează-ți câteva minute din fiecare oră pentru tine. Pune-ți o alarmă să-ți reamintească să respiri adânc, să te miști, să fii mai prezent, să simți momentul, ziua și o să fii uimit câte schimbări îți pot aduce aceste mici trucuri dacă faci din ele un obicei. O să te mențină pe traseu și o să te ajute să câștigi fiecare cursă. Acum dacă îți dorești să înveți cum să faci din aceste reguli o disciplină zilnică, urmărește acest video în care îți explic cum poți realiza acest lucru prin 5 pași simpli. De asemenea, dacă simți că ai primit cunoștințe practice, lasă un like, abonează-te la canal și împărtășește acest videoclip cu cineva care crezi că are nevoie să audă aceste informații. Mulțumesc pentru atenție și nu uita, ești la o decizie distanță să inspiri cu povestea ta următoarea generație.